jucători foarte asemănători cei doi. Să-l vedem pe Budescu aici. Centrarea lui Budescu, șutată, scoate Dimitrov, gol! Gol! Momcilovic deschide scorul în minutul 6. O minge respinsă de Mitrovic în față după reluarea aceluiași Momcilovic. A doua oară însă fundașul celor de la FCSB reușește să deschidă scorul. A patra reușită din acest campionat a lui Marco Momcilovic. Ne aducem aminte, sârbul a fost cel care a dus victoria pentru Roșalbani și într-unul dintre derbiile cu Dinamo din cursul acestui sezon, din, mai precis din turul sezonului regulat. Iată din dată, vedem executarea penaltiului de către Florin Tănase. Florin Tănase, juci gol! 2-0 pentru FCSB în duelul cu Craiova. Execuție sigură a decarului Roșii Albaștrilor și bucurie enormă în tribune. 2-0 pentru FCSB. Iar misiunea Craiovei este una extrem de dificilă în acest moment. Echipa lui Dică, 38 de puncte pe primul loc la acest scor, cu două mai multe decât CFR Cluj. Etapa viitoare, FCSB va întâlni Astra.